dimineața, guys. Uitați, astăzi este o zi extraordinar de norată. Și noi, după ce am fost dimineața la sală, acum am plecat către o filmare cu Sorin. Astăzi filmăm pentru canalul lui de YouTube. Și o să ajung la timp. Oh, ajung chiar cu 5 minute mai de cu 7 minute mai devreme decât trebuie să fiu acolo. Deci o să avem timp de vloguit în mașină. Voi era doar de vloguit în mașină, voi era doar de vloguit în mașină. Să știți că nu mă uit la voi pentru simplu fapt că trebuie să fiu atentă la trafic. Pot să vorbesc în timp ce conduc, dar nu pot să mă uit în cameră la voi, pentru că trebuie să fiu atentă la trafic. Ce vreau eu să vă mai zic acum este că aspre o să vină tramvaiul ăla și nenea asta s-a băgat aiurea și trec și eu, normal că trec și eu. Na, azi e o zi foarte urâțică afară, chiar e super urâțel afară. Vreau să editez astăzi un vlog plus clipul de adaptare pe care eu cred că o să-l pun mâine. Abia aștept acel moment în care voi putea pune Mami Monday în luni, într-o zi de luni, că ăsta e planul. De-aia se numește Mami Monday, pentru că vreau să fie clipuri legate de parenting și copii și mame și toate cele. Vreau să fie luni, nu vreau să fie miercuri sau vineri, dar hei, ce să facem? Mamă, cât e aglomerat e! Guys, este super aglomerat și nu mai pot să filmez, așa că ne auzim când opresc mașina. Bun, și tocmai mi-am dat seama că sunt foarte, foarte inteligentă și anume, nu înțelegeam de ce îmi este foarte cald. Că mi-era foarte cald în mașină și mi-am dat seama că era încălzirea în scaun nepornită la maxim, de zici că era super iarnă. Și mi-era așa cald și tot transpiram. Am gen, am oprit căldura în mașină, am deschis geamurile și tot mi-era cald și nu înțelegeam de ce. Și după aia eram gen, căldura, da. Am ajuns, trebuie să mă duc să car echipamentul în studio, să instalăm totul pe acolo și să ne apucăm de filmare. O să fie o zi semi-lunguță, nu o să fie super, super lungă, o să fie semi-lunguță, dar tot o să fie ceva treabă. Ce se întâmplă? Când Sorin nu are model la filmări, sunt eu modelul. Niciodată nu mă deranjează să mai fac cu Sorin ceva la păr. Da, dar nu am model pentru că nu ne organizăm, nu pentru că nu vreți voi să știți. Asta da. E toată problema. Și din păcate de data asta doar mă spală pe cap, dar tot e bine, pentru că azi trebuia să mă spăl pe cap, adică ți era planul când ajungeam acasă după filmări. Da, dar n-am feon, ca și eu scau, dar n-am feon la mine. Așa că o să fie pe natural. Da. Îți încredi în funii pe natural. Natural. Deci, uitați ce și-a făcut Sorin. Ce mi-a făcut? Tatuaje. Exact. Îmi plac? Mișto. Sunt super tari, mie îmi plac la nebunie. Acum trebuie să închid camera pentru că trebuie să filmăm cu camera asta pentru canalul lui, așa că bye-bye. Nu știu cât de mult vedeți, dar așa stăm noi acum și lucrăm. Da, el stă aici, abia a mâncat și nu vrea să se culce, vrea să stea. Așa că l-am pus în semifunduleț, stă cu spatele de o pernă și este foarte, foarte atent la ce fac eu acolo. Ce fac, mami? Îți place cu flip screen? Da? Îți place cu flip screen? Ce se întâmplă? Până la urmă l-am pus înapoi în pătuțul lui, în pătuț, în scaunelul lui. Se uită acolo la jucării, nu știu dacă îl vedeți. Vedeți? Stă și se uită la jucării. Iar eu acum mă apuc să editez vlogul, pentru că în seara asta vreau să postez un vlog și mâine vreau să postez clipul despre alăptare pe care l-am filmat. Doamne, guys, abia aștept să am așa un program în ceea ce fac, adică chiar să postez în anumite zile. Încă e mai greuț cu ăsta, mică, încă e puțin imprevizibil. Dar începem ușor, ușor să avem relativ un program și încă este imprevizibil pentru că recuperez foarte mult din ceea ce am de făcut și aveam de făcut, lucruri care au rămas nerezolvate în sarcină și așa mai departe. Trebuie să facem și ordine, să târnăm în sfârșit sus. În primăvară acum trebuie să ne apucăm și de renovat băile și scara. O să fie... Simt așa câteodată că nu o să termin niciodată. Adică chiar niciodată. E super agitat acum, gen, dă din mânuțe și din piciorușe așa în continuu. Gen, în continuu. Ce, mama?
Ți-ai descoperit piciorul? Uite la pici, ridic așa piciorul, uite. Ce mai descoperit piciorul? Ai descoperit piciorul? A plecat și Alex de la muncă în drum spre casă. Și când vine o să luăm ceva de mâncare, că și o să mâncăm și o să ne dăm la Friends. Yay! Ce voiam să vă zic este că astăzi Sorin la filmare a testat un nou produs pe părul meu. Un produs de ondularea părului și de conturul buclelor, ca să zic așa. Și ăsta este rezultatul final, care, sincer, mie îmi place foarte, foarte mult. Adică, mi se pare că arată super bine. Și, nu știu, cred că în partea asta e bucla aia, nu știu, sunt câteva bucle care arată absolut wow. Zici că-s făcut cu ondulator, bine, un ondulator foarte mic, dar tot zici că-s făcut cu ondulatorul. Și, nu știu, arată super, super bine, îmi plac super mult. Da, nu știu cum se numește încă produsul pentru că nu am reținut, dar am să-l întreb pe Sorin și cred că o să-l cumpăr pentru că mi se pare wow, nu știu, place foarte mult și mai ales, nu știu, nu-i frizat părul și eu chiar am o problemă cu, să zicem, frizul, pentru că fiind părul un pic mai aspru și un pic mai deshidratat în mod natural, automat se frizează. Și ăsta, nu știu, nu știu, arată super, îmi place foarte mult. Ce părere aveți de buclele mele? Da, înapoi la editat. Ar fi bine să mă apuc de muncă. Guys, astăzi ne-am întors la Vibe Cafe, la Vibe 19 Cafe, pentru că, nu știu dacă mai țineți minte, dar am mâncat aici săptămâna trecută, sâmbătă, o vită incredibilă. Și am fost atât de impresionată de vita asta, încât chiar am zis că vreau să stau de vorbă cu bucătarul și vreau să văd care e povestea din spate, pentru că o să aflați, ei nu aduc, adică ei nu folosesc vită, carne de vită din România și mi-a plăcut foarte mult povestea și toată ideea din spate că au vrut să fie aici în România, un loc în care poți să, în București, un loc în care poți să mănânci vită cum trebuie. Și eu nu sunt mare carnivoră, doar mă știți, chiar nu sunt mare carnivoră. Dar cred că a fost cea mai bună carne din viața mea. Eu nu am mâncat niciodată carne mai bună de atât. Și tocmai de asta am zis să venim aici, să intrăm în spate în bucătărie și să aflăm exact care e povestea și care e toată treaba cu carnea. Așa că haideți să mergem. Carnea de burcă este o ceapă de uruguai, da, care vine proaspătă. Și pe lângă asta mai adaug eu niște usânză, niște grăsime de vită, sare și piper. Serios arată? Da. Asta e cam tot. Da, e așa arată burgerie. Nu, doar carne. Deci ăsta-i steak-ul? Da, ăsta e un T-bone. Un T-bone care de Olandia. De Olanda. Ok. Și vine vidat. Ok. Deci, ca să am eu control la porc. Ăsta e de Olandia, e T-bone. Tot de vită, absolut la mine totul e de vită. Deci ăsta e foarte bine vândut la noi. E și maturat puțin. Și care e diferența între Olanda, Uruguay? Gust. Pur și simplu gust. Diferă. Așa arată, guys, un steak. Un tipo. Bun. Ce-ți place cel mai mult să gătești? Mie, sincer, să fiu, ai să râzi. Ce? Eu, de exemplu, nu mănânc decât sandwich-uri. Nu gătești. Fără nicio... Deci nu prea... Acasă nu gătesc deloc. Îi gătesc lui fiul meu. Absolut orice. Dar pentru mine... Dacă îmi fac o salată cu roșii și cartofi cu brânză, sunt cel mai fericit. Vreau să știe. Aici ce pui? Sare. Doar sare? Da. Chiar vreau să întreb, ce sare e asta? De Himalaya. Am observat de când am mâncat că sarea e diferită, nu știu, are ceva. Sare de Himalaya. Am înțeles. Deci e vorba de vita în sine? Nu numai de rasa vita în sine. Vitei, și rasa vitei și cum se face vita și că e făcută pe cărbuni. Am înțeles. Da, de microfonul meu. Să revenim ca și eu avea și eu două comenzi dacă nu mă deranjează partea. Da, sigur. Mulțumesc frumos.
talpă? Ceva de gen. Da. Am cerut să fie mai bine făcută un pic, pentru că mie nu-mi place carnea crudă și... Adică talpă. Talpă. Dar să știți că de fapt este... Dar de fapt este foarte delicioasă și foarte fragedă și foarte bună, nu? Nu vă luați după bucătar, că nu știi ce tot vorbește. Păi. Nu știi ce vorbește bucătarul. Din învățat și plating la școală sau cum faci ceva sau... Alea nu studiez singur, nu vezi singur. Da? Îl furi, de fapt, meseria asta se fură. Am înțeles. Interesant. Uite mai și cum mânușa neagră pentru... Da. Am simt ca la tatuaje. Asta așa e. Mă duc să devorez. Frișcă! Și acum intervine partea ospătarului să vină să... Frișcă! Durează. Trebuie să aveți din ăla gen. Ding! Da. Dacă vreți să vedeți un ospătar cu ochii albaștri, unde e Frișcă? Nu, cheamă-l pe Frișcă. Stai. Frișcă. Vino în coace. Deci cam așa este ospătarul. De pătura asta. Ok, hai că eu. Și m-a servit bucătar în bucătărie, da? Aici și mi-a adus bucătare aici. Și acum am văzut că există furculiță de steak. Și cuțit de steak. Cu ce speciale? Ce e special la cuțitul și furculița de steak? Nu știu, sunt mai lungi puțin. Am înțeles. Sau și specific. Ah, ok. Mulțumesc mult. Așa se face steak-ul. Nu mă așteptam să fac așa de repede și să fie atât de simplu, dar adică pare simplu, dar în același timp nu e simplu. Și acum este timpul să gustăm steak-ul. Și ce n-am apucat eu să vă zic dincolo este că acest sos, care se numește de fapt demi glas, se face în 24 de ore și se face din oase de vită. Foarte interesant. Și acum este timpul să devorez ceea ce am aici. Uitați, acum merg cu piticul care e acolo mai agitat. Merg cu el să depun niște acte la avocat și după aceea o să mergem să lăsăm mașina mea la Volvo. Și weekendul acesta o să avem un Volvo V60 să ne distrăm cu el. Și merg să iau mașina. Și după aceea trebuie să mă duc să-i cumpăr lui tata un cadou, pentru că astăzi este Sfântul Mihail și Gavrila, așa că la mulți ani tuturor! Mihaela, Mihai, Gabriela, Gabriel și așa mai departe. Mami! Mami! Nu ne înțelegem că el. Haideți până la el. Haideți până la el să vedem. Ții, mama! Ții, mama! Ții, mama! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Gata? Gata? Tot ok? Da? Așa. Și mergem să-i cumpărăm un cadou de ziua lui și după aceea ne întoarcem, o să avem o ședință, lăsăm pe asta mic cu mama și o să mă duc la o ședință la Global, la birou și pe seară sper să termin și eu de editat tutorialul pe care trebuie să-l editez. Abia aștept. Neața, guys! Uitați, este sâmbătă. Aseară am venit până la Slobozia și am dormit aici, la părinții lui Alex, cu ăsta mic. Și astăzi plecăm în zona Buzăului, într-o mini-aventură. Avem un Volvo V60 T6, o mașină break de familie. Este o mașină foarte, foarte, foarte tare, o să o vedeți. Mie îmi place super mult, am rămas foarte plăcut impresionată din prima clipă de când am
pus mâna pe ea, ca să zic așa. Și acum ne-am oprit aici la Kaufland în Slobozia și Alex a dus până la farmacie să ia câteva chestii. Și eu stau cu piticot aici în spate ca să nu-l las singur, că deja este atât de agitat, adică cum să zic, e deja atât de activ ca și copil, încât, nu știu, vrea tot timpul să vorbești cu el, să-l bagi în seamă, îți răspunde, adică eu încerc să vorbesc cu el în sensul de ce faci, măi, copil mic și drăguț, sau ce face iubitul meu, și îl las și dau timp să răspundă și el atunci vede că fac o pauză în vorbire și începe și gângure să-mi răspundă sau dă din guriță sau ia uitați cine a venit aici. Cine a venit aici? Omul cu tampoanele. Si... Nu știu. Da, s-a dus în tampoane. Foarte drăguț. Și de-astea de sân. Și de-astea de sân. Ah, eu te știu de la Belau, de-astea de sân, nu știam. Numai la Slobozia. Numai la Slobozia, nu deci știam. Deci numai la Slobozia, da. Cel mai frumos oraș. Și uitați, bună dimineața, uitați-l și pe piticot. Bună dimineața, piticotul meu mic și frumos. Bună dimineața, piticotul meu mic și frumos. Da. Zici bună dimineața la cameră? Ia zi, bună dimineața, internet. Bună dimineața, internet. Hai zile ceva, așa iubirea mea, bravo! Vorbește, micuț! Da? Ce s-a întâmplat? Da! Haideți că noi plecăm la drum, mă duc să mă mut la volan ca să plecăm. Pa! Gata, guys, am ajuns la Vulcanii Noroioși. Ce, mamă? L-am repuit pe ăsta mic și acum să vedem. N-am mai fost la Vulcanii Noroioși din clasa... a 5-a, a 6-a, ceva de genul. Sincer, nici mai țin bine minte ce e aici. Dar vedem acum. Văd că e multă agitație acolo, lumea e multă. Da, se întâmplă ceva extraordinar. Da, cred că se întâmplă ceva. Să vedem ce se întâmplă. Cred că iese noroi într-un vulcan. Adică murdăresc agitașii? Nu să-i murdăresc. Nu știu, tot albi ai. Super. Știți că la Vulcanii Noroioși nu se vine cu agitașii albi. Nu știu de ce. Măcar e vremea frumoasă și în jur arată drăguț. Guys, uitați, ne-am oprit în drum spre Siriu, că acolo o să fim cazați noaptea asta, de fapt în Cașoca. Ne-am oprit după Măgura, un restaurant cu Belvedere. Aia e Belvedere. Ce? Care se numește așa. Ah, se numește Belvedere. Ah, ok. Deci restaurantul este Belvedere, după Măgura. Într-adevăr, e super drăguț pe aici, se vede foarte frumos. Și am mâncat. Și acum o să mergem la mașină, o să-i dau ăstea mic să mănânce și continuăm drumul. Și poate scoatem drona puțin pe drum, nu? Că s-a dus soarele. Da. Nu? Nu o scoatem pe drum? Ba da, că s-a dus soarele. Păi da, da, acum se vede ok. Vedem. Păi am F5 aici și ca să nu am pe tine, da, cum se numește, zebră. A fost foarte drăguț la Vulcanii Noroioși, superb. Interesant, am stat fix 5 minute și am plecat. Vă recomandăm să vedeți. Adevărul e că dacă n-ați fost niciodată și dacă vreți să vedeți, e interesant să vezi, păcat că e unul singur. Asta e faza, că dacă ar fost mai mulți, da, dar ajungi greu la ei, asta e faza. Ideea e că e unul mare și restul sunt micuți, așa. Dacă nu ați fost niciodată, merită mers și văzut, dar nu e genul de atracție turistică unde m-aș duce de 100 de ori într-o viață să mă uit, cum ar fi New York-ul. Acolo m-aș duce de 100 de ori. Eu am fost de 3 ori și nu regret nimic. Da? Nu regret nimic? Nu. Exact. Interesant pentru copii. Nu e tot ce. Cum stai la aici? Ceva, mami? Te-ai la internet? Zici ceva? Ce faci? Am ajuns la Siriu, da? Și ne-am pus pe ferniță ca să exersăm, să ne ridicăm capul. Nu-i așa? Asta facem noi acum.
Exercem să ne ridicăm căpușorul. Bravo, Mati! Bravo, iubirea lui mama! Bravo, iubirea lui mama! Hai sus! Ridică căpuțul sus pentru internet! Acum ne arăți creștetul? Așa! Bravo, iubire! Haide! Da, hai sus! 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 Hai la mama! O, ce semni? O băluță! Ai lăsat o băluță pe pernă. Ia. Opa, gata. Haide! Opa, sus! Să te vedem noi. Opa, sus! Sus, ce faci? Ce faci, băiatul meu? Ce faci, băiatul meu? Nu mai băga mânuța în gură. Ți-ai iubit? Te-ai plictisit, nu? Te-ai plictisit? Ce iubire! Oh. Guys, fiți atenți, tocmai ne-am întâlnit aici la restaurant cu trei fete care ne urmăresc. Da, mersi mult! Vă salutați! Mi-au făcut chiar o super surpriză, adică eram așa gen... Guys, am venit în cameră, m-am demachiat, mi-am prins părul de somn. L-am culcat și pe ăsta mic aici, în pătuțul lângă noi. Țipă, mami! Și eu acum o să iau laptopul și o să încerc să editez o poză pe care am făcut-o astăzi pe drum. Și vreau să o editez în Photoshop, într-un mod mai artistic, să vedem dacă mi iese. Dacă nu mi iese, o postez așa cum e. Să se vadă poza. Să vedem dacă... Uitați, asta e poza. Așa. Și vreau aici în centru să pun altă poză, practic, și să vedem dacă o să-mi iasă chestia asta. Neața, guys! Uitați, ne-am trezit, ne-am machiat, am mâncat, ne-am schimbat, am făcut de toate și acum mergem să mâncăm jos ceva. Și după aia o să mergem la barajul Siriu și pe unde mai apucăm să mai mergem pe aici, nici nu știu ce mai e de vizitat exact, dar ne plimbăm noi prin zonă, facem niște poze, filmăm, chestii genul. Neața! Uitați ce căciuliță am! A? Țifa, mami, te uiți la cameră? Te uiți la cameră? Te uiți la cameră? Da! Bun, așa că la masă cu noi! Am luat micul dejun, până la urmă la cazare restaurantul era închis și am căutat în Nehoiu, un restaurant se numea Cafe Bistro sau ceva de genul. Una din fetele de seară de la cazare ne-a recomandat să mergem în Nehoiu la cafeneaua asta. Am fost acolo, am luat micul dejun, acum i-am dat ăsta mic să mănânce și acum o să plecăm spre Cheia și să vedem ce mai facem pe drum. Abia aștept să ajungem acolo și cred că o să mâncăm la Cheia. Da, acolo mâncăm, nu? Nu. Nu? Nu acolo. Nu știu, vedem unde mâncăm. Guys, am ajuns în Cheia, la Butuci, la Butuci, că este un restaurant din ăsta tradițional, cu mâncare tradițională și mâncare bună pe aici, prin Cheia. Și mâncăm, ăsta mic doarme, drumul a fost superb, doar a fost superb drumul, îmi place super, super mult drumul și genul ăsta de traseu, îmi place să conduc foarte mult pe genul ăsta de traseu. Și mor de foame acum, sincer, mi este foarte, foarte foame și noi discutam deja, adică atât de înfometați suntem, încât discutam despre ce o să mâncăm diseară. Când ajungem acasă, noi nici n-am mâncat acum și deja vorbim despre ce o să mâncăm mai încolo.
mi-e foamică. Și mi-a luat un cappuccino care a venit de asta de la tei, e ciudat.